Bună seara, dragoșe! Vă găsim la întâia cu microfoane proaspăt. Proaspăt! La ora 9, 8:30. 8:30, da. La ora 4 continuă. Dar, na, e proaspăt pentru lecția ta, nu? Da. Te va pentru acasă. Așa, clasa A. 11. Păi bine, dacă ai temă. Da, da. Te rog. Punem un exercițiu f de x egal cu 2x plus 1. 2x plus 1. x0 egal cu 1. x0 egal cu 1. Să se calculeze derivata funcției f definită pe d cu valori în r în punctul x aparținând lui d. F definită pe d specifică. Iar în punctul x0, nu? Da, da. Și începem. Bine, f derivat în x este egal cu formula... f derivat în x0, ne-am uitat. Da, în x0 este f de x... Limită. Da. Pentru x. Limită pentru x din de la x0 din f de x minus f de x0, totul supra x minus 1. Supra x minus x0, formula de tot x. Da, da, x. Mai scrim formula. Da. Limită da. Pentru x în la x0, de x minus x0, supra x minus x0. Egal acum mai departe. Cum suntem în x0 egal cu 1, egal cu limită. Pentru x tind de la 1. De la 1. Din. Din 2x plus 1. 1 minus 2 ori 1, 2 plus 1, 3. Minus 3. 3. Supra x. X minus 3. Minus 1. Egal cu limită. Egal cu limită pentru x de la 1, din 2 ori 1, 2, plus 1, 3, 0 pe 0. Vine cazul 0 pe 0. Așa. Și egal cu limită pentru x de la 1. Egal cu limită pentru x de la 1. Amplificăm. Nu, păi. Da. Faci capul. 2x. Da, da, 2x. Minus 2 face cu 1, da. Minus 3 face cu 1. Supra x minus 1 și egal cu limită pentru x tind de la 1, 2 pe lângă x minus 1. Și supra x minus 1. 1. X minus 1 cu x minus 1 se simplifică și rămâne 2. Da. Deci derivata în punctul 1 este 2. Noi o facem și bine ce știm noi cu formule. Hai să vedem. Da. F de x a fost egal cu cine? Cu 2x plus 1. Da? Da. F derivat de x, pe baza formulei care știm, egal cu 2x plus 1, totul derivat. Și egal cu? Derivata sumei, suma derivatelor, da. Înseamnă... F de... Da. Egal, continuare, cu 2x totul derivat. Da, 2x totul derivat. Plus 1 derivat. Derivat. Și 2x derivat este 2. 2, da. 2 plus 1 derivat e 0. Da. 2 plus 0 egal cu 2. Egal cu 2. Și acum, deci f derivat în punctul 1, f derivat în punctul 1, egal cu 2 ori, dacă nu mai fi x, dar nu mai nici x. Da. 2 egal cu 2. Da. Hai să facem derivata în 3. Da. În punctul x egal cu 3. Cât crezi că va da derivata în punctul 3? Apoi, dacă noi am făcut la f de x și vine 2x derivat, adică 3 plus... Cât va face în 3? Că locuim în derivată, pe x egal cu... În derivată, locuim pe x cu 3, da? Da. Și vine f derivat de 3, tot 2 dă. Că n-are x. Da. Deci derivata este o expresie, o constantă. Și orice x, în orice punct ai face, tot 2. Hai să facem limita la bord, să vezi, să te convingi. Deci, hai să facem pentru x0 egal cu 3, da? Da. Și zicem, f derivat în punctul 3, limită pentru x tind de la 3, nu de la 3, acum mergem, da. Din? Din 2x plus 1. Deci din 2x plus 1 minus f de 3. 2 ori 3, 6 plus 1, 7. Minus 7.
supra x minus 3. Și egal cu limită pentru x tind de la 3 din 2x minus 6 minus 6 supra x minus 3 și egal cu limită pentru x tind de la 3 din 2 pe lângă x minus 3, da, supra x minus 3 și egal cu 2. Vezi? Ia, face 2 tot timpul. În orice valoare. Pentru că noi am făcut-o în general. Deci derivata, 2x plus 1 derivat face 2. Dar dacă ar fi fost funcția f de x, hai să luăm un alt exemplu. F de x egal cu 3x pătrat minus 5x plus 2. Și să facem în x egal cu în x0 egal cu 1. Și începem. Limită pentru x. Vorbește, mai întâi limită raportului. Limită pentru x tinde la 1 din 2x minus... Pau, stai că e altă funcție. 3x pătrat. 3x pătrat. 5x plus 2. Minus 3 ori 1, 3. Minus 5, minus 2, plus 2, 0. Minus 0. Supra x minus 1. X minus 1. Și egal mai departe cu limită. Limită pentru x tind de la 1 din 3x pătrat minus 5 plus 5x plus 2, nu? Plus, minus 5x, minus 5x plus 2 supra x minus 1. Și acum, artificii de calcul, apropo de ce am făcut mai înainte cu clasa 7-a. Să scrii pe 5x ca fiind minus 3x minus 2x. Minus 3 și minus 2. Știi de ce? 3 ca să scoatem pe 3 în factor comun. 2 din partea cealaltă. Deci egal mai departe cu limită. Pentru x tind de la 1 din 3x pătrat minus 3x minus 2x plus 2. Totul supra x minus 1. Și egal mai departe, continuăm. Limită, egal cu... Limită pentru x tind de la 1 din 3 pe lângă 3x chiar. Da. 3x pe lângă x minus 3. X minus 3. Minus 1. Ah, da. Minus 1. Da. Minus 2x pe minus lângă... 2. A, ah, da. Scoatem pe 2, da? Da? Minus 2 pe lângă x minus 1. X minus 1. Totul supra x minus 1. Și egal cu limită pentru x tind de la 1 din vedem pe x minus 1 e comun și colo și colo. Scoatem încă o dată în factor. Da, x minus 1. X minus 1 pe lângă 3x minus 2. Minus 2. Deci am luat pe x minus 1, da? Pe lângă 3x minus 2 supra x minus 1. Da. Și x minus 1 pe x minus 1 simplifică. Și rămâne 3x. Limite de asta. Și acum treci una limită. Și vin limite pentru x la 1, vine 3 ori 3, 3 minus 2, 1. Deci s-a întâmplat că valoarea derivată în punctul 1 este tot 1. Deci f derivat în punctul 1 e egal tot cu 1. S-a întâmplat să fie 1. Dar putea să fie alt număr, da? Hai să facem prin formule, să derivăm prin ce știm noi și în derivată să locuim pe x cu 1. Să vedem dacă ne dă tot 1. Deci să zicem acum, f derivat de x, înseamnă 3x pătrat derivat. 3x pătrat derivat. Deodată zicem, da? Da, 3x pătrat derivat. Eu vreau să spun 3x pătrat minus 5x plus 2, totul derivat. Da. Și egal cu? Egal cu 3x pătrat derivat. Păi să zicem, deodată, ca din experiență. 6x minus 5. 6x minus 5. 6x minus 5. Că 2 derivat face 0, nu? Da. 6x minus 5. Și acum, în derivat înlocuim pe x cu 1. Da. Deci f derivat de 1 egal cu? 6 ori 1, 6 minus 5 face 1. Ai văzut? Dar eu acum fac derivata în orice punct vreau. Și în 7.
în 7, cât ar fi? F derivat în punctul 7 ar fi egal, în loc să fac limita raportului, să muncesc acolo, zic, în derivat. 7... Minus 5. Deci egal cu 6 ori 7. Minus 5. Egal 42 minus 5. Minus 5. 37, nu? Da. Deci 6 ori 7, 42. Minus 5, 37. Vezi? Știm derivata în fiecare punct. Că știu să derivez. Am făcut formule, am muncit odată cu limita raportului ăla. Eu am muncit în general. În orice punct. Și de aceea acum îmi permit să înlocuiesc în derivată pe x cu valoarea respectivă. Da? Deci asta am vrut să spun. Însă tu ești la început acolo și ți-a dat diverse exemple. Da. Deci, insist. Am luat pe asta. În punctul 1, azi noi. Am studiat și ne-a dat totul la sfârșit 1. Dacă derivăm prin formulă așa, și locuim în derivată pe 1, este exact 37. Dacă vrem să facem cu limita raportului în așa, facem f de x minus f de x0 supra x minus, să muncim acolo artificii de calcul, treaba așa, în sfârșit, și le dă, în final, 37. După simplificarea cu x minus 1. X minus 7 acolo. Bun, alt exemplu. F de x egal cu 3 minus x. 3 minus x. Și să facem în x0 egal cu 2. În x0 egal cu 2. Și zicem. Limită pe F derivat în punctul 2 egal cu limită pentru x de la 2 din 3 minus x. 3 minus x minus 3 minus 2, 1, da? Deci minus 1. Supra x minus 2. Supra x minus 2. Și egal mai departe cu limită. Limită pentru x tinde la 2 din 2 minus x. Supra x minus 2. Și egal cu limită pentru x tinde la 2. Dăm un minus. Minus pe lângă x minus 2 și x minus 2 cu x minus 2 se simplifică și rămâne minus 1. Minus 1. Deci valoarea limită este egal cu minus 1. 1. În cine? În 2, da? În 2, da. F de x egal cu alte exemple. Da. F de x egal cu... Hai să o facem prin formule. Și f derivat de x cât ar fi? 3 minus x. 3 minus x totul derivat. Da. Care face? 3 derivat face 0. 3 derivat de 0 și x minus x derivat e... Deci minus 1. Da, minus 1. X-ul derivat e 1. 1 și minus x e 1. Deci vine minus 1. Și cu asta am rezolvat problema și a derivatei. Și dacă facem orice punct în 2, deci f derivat în punctul 2, hai să facem. Deci f derivat în punctul 2 ar să fie locuim pe x cu 2 în derivată. Dar n-am niciun x aici. Facem minus 1. Da? F derivat în 7. Cât o facem? Minus 1. Deci în orice punct ar face, numai minus 1 face. Tot timpul, așa cum s-a întâmplat mai înainte, 2x plus 1, derivată în orice punct, numai 2 ne dă. Da? Deci, iată, cam asta se întâmplă. Acum noi facem și formule și așa, și limita raportului, ca tu să faci antrenamentul în sine. Da? E greșitul, odată ce am făcut formulele la derivate, de fapt, în derivat înlocuim x cu numărul respectiv, și ai rapid limita raportului acela. Deci de aceea merită să vezi formulele, nu? Că nu faci de fiecare dată limita raportului. Pentru că funcția e complexă,
acolo, fai, și limite urâte ai. La funcții compuse și de acolo. Ai văzut, am arătat la trecută cum se ia despre exterior, pe interior, nu? Da, da. Deci. Hai, te rog, în altă X. F de X egal cu 4X pătrat. X0 egal cu 0. Numai 4X pătrat, da? Da. Și X0 egal cu 0. Trebuie să facem X0. Deci 4x pătrat în x0 egal cu 0. Și zicem, f derivat în punctul 0 egal cu 0. X fiind de la 0 din 4 ori 4x pătrat. F de x este. Minus f de 0, 4 ori minus 0. Minus 0, supra? Da, x minus 0. Minus 0. Și egal mai departe cu limită. Pentru x de la 0 din 4x pătrat. 4x pătrat, totul supra. X. Nu? Da. Și se duce pătratul. X-ul cu pătratul se simplifică și face 4x. Limită. A, limită. Pentru x din de la 0 din 4x. Care face? 4, 0, 0. Dacă am fi terminat prin formule, deci f derivat de x ar face 4x pătrat totul derivat. Da, 4x pătrat totul derivat și va fi 2 ori 8. 8x. Și atunci f derivat în 0 este 8 ori 0 egal cu 0. Vezi? Dar f derivat în 1, nu. F derivat în punctul 1. Derivat în punctul 1 va fi egal cu 8 ori 1 care e 8. 8 ori 1 și egal cu 8. Bun. Altă funcție. F de x egal cu? F de x egal cu 2x pătrat. 2x pătrat. Plus x. Plus x. X0 egal cu 1. Bun. Și atunci zicem, f derivat în punctul 1, egal cu limită pentru x când de la 1, din f de x, adică 2x pătrat plus x, minus 2 ori 1, 2, și cu 1, 2, 3, da, minus 3, supra x minus 1. X minus 1. Și egal mai departe. Cu limită pentru x tind de la 1 din dacă nu crești, faci 0 pe 0. Da. Dar nu o să faci asta. Să vedem ce ne de ne vine. Domnul X o fac cum? Da, domnul X o fac cum? Dai un x în factor comun mai din primii doi. Da, nu e x peste tot. Păi scriem pe minus 3 ca minus 2 minus 1. Minus 2 minus 1. Hai să vedem așa. Deci vine 2x pătrat. X. Deci 2x pătrat. Plus x. Plus x minus 2 minus 1. Supra x minus 1, da? Și egal cu limită pentru x din de la 1 din grupăm pe care cu care? Păi și ca să dăm un 2. Adică? 2, 2x pătrat cu? Cu 2. Cu 2, cu minus 2. Deci vine 2x pătrat minus 2 plus x minus 1 punem într-o paranteză și asta într-o paranteză totul supra x minus 1. Grupajul făcut se duce la limită pentru x de la 1 din. Acum, cum spuneai, scoate pe 2 din ăștia, așa, vine 2 pe lângă, vorbește. 2 pe lângă x pătrat minus 1. Așa, plus, plus x minus 1. Supra x minus 1. Și egal mai departe, ia să vedem ce facem.
și vine limită pentru x timp de la 1 din 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Așa, deci diferență de două pătrate acolo. Plus x minus 1. Deci atât că vei spune egal cu limită. Pentru x timp de la 1. Din. Ai zis 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1. Plus x minus 1. Plus x minus 1. Și x minus 1 cu x minus 1 se... Nu! Trebuie să scoți în factor comun. N-ai voie să simplifici așa asta cu asta. Păi e suma asta de aici, din curte. Da. Deci nu mai mulțire. Așa că scoatem pe asta. Aici poți să zici x minus 1 la 1. Da. Și egal, vezi? De ce spuneam, lecțiile sunt foarte importante la clasa 7. Ai văzut ce artificii fac acolo, ce șmecherii, da? Deci egal cu limite pentru x din de la 1 din... x minus 1 pe lângă, din prima ce mi-a rămas. Pe lângă 2. 2 pe lângă x plus 1. 2 și x plus 1 a rămas. Da. Da? 2 pe lângă... Adică 2x plus 2. 2x plus 2. Plus... Din al doilea ce a rămas? X minus 1. Nu, mai X-ul l-am scos, da, 1. 1. Atenție mult. Păi mine. Nu, ne jucăm. Deci, ai zis X minus 1 pe lângă... 2X plus 1. 1. Nu închizi paranteza la 2X plus 1. Deci nu închizi, îl închizi după 1. Da? Închizi după 1. Totul supra X minus 1. Și acum x minus 1 cu x minus 1 se simplifică. Abia cum se poate simplifica? Înainte nu zici nici vorbă. Cum se simplifică pe ăsta? Că ăsta s-a supărat în partea alaltă. Deci trebuie să scoți în factor comun. Apare x minus 1 pe lângă. Din primul este 2x plus 2 și plus 1. Adică, iată, 2x plus 1 și plus 1. X minus 1 cu x minus 1 și egal mai departe. Voi spune egal cu limită pentru x din de la 1 din 2x plus 2x plus 2 era acolo, da? Și cu 1, 2x plus 3. 2x plus 3 și va fi 2 ori 1, 2 cât 5. Deci valoarea limitei este 5. Asta când am făcut-o cu cine? Cu limita raportului. Acum să ne întoarcem și să derivăm. Da, și deci, pe de altă parte, cum f de x, așa, f derivat de x va fi egal cu 2x, f derivat de el va fi 4x plus 4x x derivat 1, x derivat 1. 4x plus 1. 1. Și f derivat în punctul 1 va însemna, locuim x cu 1, și f derivat 1 va fi 4 ori 1 plus 1, 5. Egal cu 5. Vezi? Avantajul mare, că știm derivata, poți să o faci în orice punct. Da. Nu te duci cu limita raportului și vezi artificii de calcul aici. Pe minus 3 ăsta, dacă nu îți vine în minte să scrii chiar minus 2, minus 1, ai fost blocat. Trebuia să te duci deoparte. Ia să zicem, nu îți vine în minte așa ceva. Trebuia să iei pe 2x pătrat plus x minus 3. Să-l descompui cu delta. Cu rădăcina, fi rădăcini și scrie. A pe lângă x. Deci vă spun egal cu a pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2, da? Da. Și hai să muncim, să vedem. Deci luăm deoparte. 2x pătrat plus x minus 3. Și luăm deoparte. Vom lucra, atașăm 2x pătrat plus x minus 3 egal cu 0, așa în ecuația. Da. Delta egal cu... Adică 1 minus 4 ori 2 minus 8 ori minus 3 minus... Plus 24. Plus 24. Că minus cu minus, minus face, da? Plus. Plus 24. Delta egal cu 25. 25 și atunci zicem... x1 egal cu minus b, adică 4. Minus b. A, eu pe minus 1. Minus 1. Minus 1. Plus 5. Plus 5 supra, da, 4. 4 și face... Și, 4 pe 4. 4 pe 4 și 1.
Și x2 va face minus, minus 1, minus 5 supra 4, minus 6 pe 4. Care face? Simplificăm prin 2. Prin 2 și egal cu minus 3 pe 2. Și atunci, 2x pătrat, în condiția asta, 2x pătrat plus x minus 3 se scrie ca fiind egal cu... Da, 2 pe lângă... A, mai întâi, da? 2, e zis bine, da, 2 pe lângă... 2 pe lângă x, x minus 1, da, pe lângă... x minus a doua valoare. Minus, minus 3 supra 2. Ai minus, minus... A, plus, plus... 3 pe 2. Da? Plus 3 pe 2. Și egal mai departe, aduc la aceeași numitor și vine 2 pe lângă x minus 1 pe lângă 2x plus 3. 2x plus 3. Supra 2. 2 cu 2 simplifică și face egal mai departe cu x minus 1, x minus 1 pe lângă 2x plus 3. Și iată că am aranjat-o. Exact ca acolo, x minus 1 pe lângă 2x plus 3. Deci în condițiile în care nu vezi artificii de calcul, nu rămâi blocat. Sigur că tu ai nevoie să scoți x minus 1. Artificiile acele le faci x minus 1 în cazul nostru. X minus x0 ai nevoie. Și faci artificii cu gândul ca să ajungi acolo. Că sigur se întâmplă așa. Dar dacă nu, atașezi, dacă e de gradul 2, atașezi ecuația, găsești rădăcinile și faci treaba. Dacă nu, te duci prin schema lui Horner. Mult mai ușor este așa. Hai să chemăm lui Horner. E vorba de 2x pătrat, x și minus 3, da? Da. Coeficiențe sunt 2. 2, da, 1. 1 și minus 3. 2, 1 și minus 3. Se merge 1, obligatoriu merge 1. Primul copoare, 2. Da? Să zicem 1 ori 2, 2. 1 ori 2, 2 și adună cu ăsta. 3. 3. 1 ori 3, 3. Și cu minus 3, 0. Și să-ți dea 0 aici. Și atunci, asta de aici, 2x pătrat plus x minus 3, se scrie ca fiind egal cu x minus, asta care a mers, x minus 1, pe lângă, cu ăștia 2, faci de gradul 3. 2x plus 3. Pe lângă 2x plus 3. Vezi? Mult mai ușor. Deci, e mult mai simplu. Încă o dată, cum faci? Pur și simplu scrii în ordine descrescândă coeficiențe, 2, 1, minus 3. Dacă faci limita la 1, 1 trebuie să meargă. Dacă faci la 2, 2 trebuie să meargă. Primul coboară. Faci 2. Ăsta ori ăsta, și atunci cu ăsta, cu diresul rezultatul ăsta, ori ăsta, trebuie să dea 0 aici. Și atunci, faci x minus valoarea aceea, 1 sau 2 sau 3 care a mers, pe lângă, cu ăștia faci de gradul... Dacă ești, vrei să te verifici, numai decât de mulți ești și trebuie să dea 2x pătrat plus x minus 3 și îți dă. Da? Bun. Hai să vedem următorul. Următorul aici. F de x egal cu? F de x egal cu x la 3 plus 1. X la 3 plus 1. Tot în 1, nu? Da, x, nu, x în minus 1. Minus 1. Deci în x0 egal cu minus 1. Și atunci zici. F derivat în punctul minus 1. Punctul minus 1 facem cu formula sau? Cu formula, păi. Toate se fac formula, da? Da. Adică limita raportului. A, raportul. Limită. Limită pentru x tinde la minus 1 din x la 3 plus 1. Minus. F de minus 1. Adică locuiești pe x. 3 minus 1 plus 1, 0. Cum? Plus 0. De ce 0? Păi dacă e minus 1 la a 3-a, e minus 1, plus 1, 0. Da. Minus 0, da? Da, minus 0. Supra? Supra x plus 1. Plus 1. Și egal mai departe, cu limită. Limită pentru x tinde la minus 1. Din x la 3 plus 1. X la 3 plus 1 supra x plus 1 și egal cu limită. Pentru x tinde la minus 1. Da.
din A la 3 plus B la 3 aici. Da. A la 3 plus B la 3 e A plus B pe lângă A pătrat plus AB. A pătrat minus AB. A, dacă e așa, A pătrat minus AB pe plus B pătrat. Deci A plus B, adică X plus 1, pe lângă A pătrat, adică X pătrat, X pătrat minus X ori 1, X plus 1. Supra X minus 1. Supra X minus minus plus 1. Și iată, să simplific, ăsta e momentul de bucurie și în ceea ce rămâne, locuim pe X cu minus 1 și face? Minus 1 la pătrat e 1. Așa. Minus 1, 0. No. 1. Minus 1, minus, minus. A, plus 1. Plus 1, nimic. Păi, 1 plus 1. În loc de X, pui minus 1. Și minusul de aici și cu minusul 2, da. Face plus 1. Plus 1, plus 1. Și face 3. Deci valoarea este egal cu 3. Hai să facem și prin formulă. O luăm de o parte. Da. E derivată de x din x la 3. Înseamnă x la 3 plus 1 totul derivat. Așa. Și face? Face 3x. 3x pătrat. Că da, nu știi că coboară cu unitate. Coboară și se scade cu 1. Așa. 3x pătrat și 1 derivat e 0. Atât este. Și atunci f derivat în punctul 1 e în minus 1. În minus 1. Da. 3 ori 1, 3. 3 ori minus 1 la pătrat. Egal cu 3 ori 1. Ori 1 egal cu 3. Da? Deci limita este plus 3. Alo. Da, eu sunt. Așa. Da. Da. Eu sunt într-o lecție de matematică. Sunt la tabla, acum lucrez la matematică și sunt în transmisiune direct la Prof Online TV. Dacă vrei să mă vezi, mă poți vedea acolo la Prof Online TV. Și ce vreau să spun, sună-mă un pic mai târziu, prin jur de ora 10, când termin lecția. Da? Da. Da, bine. La revedere, salut. Deci, continuăm. Există mai temă, nu? Da. Așa. Deci, f de x egal cu, luăm altă funcție. Da. 1 minus x pătrat. Deci f de x e egal cu 1 minus x pătrat. 1 minus x pătrat. În x0 egal cu minus 1. X0 egal cu minus 1. Cum procedăm? Cu raportul. Raportul trebuie. Da. Deci f derivat în punctul minus 1. F derivat cu minus 1 este egal cu f de x, adică 1 minus x pătrat minus 1. Deci f derivat în punctul minus 1 este 1 minus x pătrat. Când de la minus 1 din 1 minus x pătrat și 1 minus minus valoarea în punctul minus 1. Face 0, da? Da. E minus 1 la a doua face 1. Și cu rămâne minus aici, cu 1 face 0. Da. Supra x plus 1. Da. Egal cu limită. Egal cu limită pentru x când de la minus 1 din
1 minus x pătrat supra x plus 1. 1 minus x pătrat, totul supra 1. Și egal cu limită pentru x tinde la minus 1. Înmulțim, adică minus pe lângă x pătrat plus 1. Păi dacă scoți minusul, x pătrat minus 1. Minus 1, deci da. Minus pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1 am zis deodată eu. Supra x plus 1, da? Tu da. Schimbă dat egal. Da, păi aș vrea să vreau să știu. Limita pentru x plus 1, minus 1, și x plus 1 cu x plus 1 se redus și rămâne minus... Minus pe lângă? Minus pe lângă x, x minus 1. Și am pune pe x cu minus 1, știi cât face. Minus pe lângă. Minus pe lângă. Minus 1. Minus 1 face? Minus 2. Minus 2. Și cu minus face plus 2. Da? Și face plus 2. Dacă o facem prin formulă, ia să vedem. De sub f derivat de x cât am face aici. F derivat de x. 1 derivat e 0, da. Și 2 ori 2x. Minus 2x. Minus 2x. Deci minus 2x, da? Că minus da. Rămâne, da. Coboară, minus 2x. Și acum f derivat de minus 1 va face? Va face minus 2 ori minus 1 și va face 2. 2. Vezi? Același rezultat. Mergi mai departe. Altă funcție. F de x egal cu? F de x egal cu 1 supra x. 1 supra x. Și x0 egal cu 1. În x0 egal cu 1. Și atunci? F derivat de x, de f derivat de 1. 1 va fi egal cu 1 limită. De x. Așa, limită pentru x tinde la 1, din 1 pe x. Din 1 supra x. Minus? Minus 0. Nu, păi locând de x cu 1. 1 părți la 1 e 1. 1. Minus 1. Minus 1. Totul supra x minus 1. Și egal cu limită. Egal cu limită pentru x tinde la 1. Din. Din... Aduci la aceeași lucru. Același numitor amplificăm cu x. Da. Și vine... 1 minus x. 1 minus x totul pe x. Da. Supra x minus 1. Exact. Și egal cu limită pentru x tinde la 1 din înmulțim cu inversa. Deci vine din 1 minus x pe x. Da. 1 minus x supra x înmulțim cu x ori x. 1 supra x minus 1. Da, că e, da, 1, da. 1 supra x, x minus 1. Și face spatem o minus sus. Ca să, da, ca să avem aceeași parantește. Minus pe limită. Da. Pentru x tinde la 1 din minus, minus pe lângă, pe lângă x, x minus 1, 1 supra, supra x pe lângă x minus 1. X minus 1 pe x minus 1. Simplificăm. Și vine minus 1 supra x. Deci face limită pentru x tinde la minus 1, la 1, pardon, nu? Da, la 1, din 1 pe, minus 1 pe x. Și o cu x cu 1 și face minus 1. Minus 1. Deci, valoarea este egal cu minus 1. Hai să facem și prin formulă. Deci, zicem, f derivat de x va fi egal cu 1 pe x, totul derivat. Și egal cu? E fracția. E produs de prima derivată. Deci egal cu linie de fracție. Linie de fracție. Prima derivată. 1 derivat. 1 derivat. Ori x nu. Ori x plus. Plus minus este la fracție. Da. La produs era. Da. Da. Minus. Plus, minus 1 nederivat. Da, așa. Și ori x, ori x derivat. Ori x derivat. Supranumitor la pătrat. X pătrat. Și egal cu? 1 derivat e 0. 0 ori x. 0 ori x. Plus, minus. Minus 1. Și x derivat e 1. Păi minus 1 ori 1. Da. X derivat e 1.
supra x pătrat. X pătrat. Și egal cu 0 ce va face 0 minus 1 pe, minus 1 pe x pătrat. Și atunci asta e derivată. Și atunci f derivat în punctul 1. Derivat în punctul 1 este minus 1 supra 1 la 2 minus 1. Și face minus 1 final, da? Da. Deci, iată și așa. Hai să mai facem și altfel derivată. A fost vorba de f de x, care era 1 pe x, nu? Da. 1 pe x înseamnă x la minus 1. Da, e foarte mare. Da, 1 pe x înseamnă x la minus 1. Da? Ei, și acum f derivat de x egal cu x la minus 1, totul derivat. Așa, x la minus 1, totul derivat. Da. Și egal cu, conform formulei care știm, iese față minusul, da, vine minus 1, minus 1, ori x la puterea, x cu unitate mai mică. Nu? Minus 1, minus 1. A, minus 2. Minus 2. Ori x la minus 2. Că vine cu una mai mică, da? Da. Și egal cu minus 1 ori x la minus 2 înseamnă 1 pe x pătrat. Pe x pătrat. Ca ducem de sus jos. Și facem minus 1 pe x pătrat. Aceeași formulă. Nu ca așa neodată. Minus 1 pe x pătrat. X pătrat. Bun. Altă funcție. F de x. F de x egal cu x plus 1 supra x. X plus 1 supra x. Totul pe x, da? Da. Și 0 egal cu 1. În x 0 egal cu 1. F derivat în 1 este limită pentru x tind de la 1 din din f de x, adică asta. X plus 1 supra x. X plus 1 supra x. F de 0, adică 1 plus 1, 2, supra 1, plus minus 2. Deci am lucrat pe x cu 1 și vinem cu minus 2, da? 2, da. Totul supra x minus 1. Și egal cu limită. Pentru x tind de la 1 din... De la 1 din... amplificăm cu x. Da. Și vine așa. X, x plus 1 minus 2x. Supra x minus 1. Supra x minus 1. Da? Atenție, am adus același numitor. Da, eu vreau să facem. Da? X plus 1. Egal cu limită pentru x tind de la 1 din... minus x plus 1 sus. Minus... minus x plus 1. Supra x. Hai să zic. Zic bine, supra x și totul supra x minus 1. Și va fi egal cu limita pentru x tind de la 1 din minus x plus 1 minus x plus 1 supra x ori 1 supra inversa, da? 1 supra x minus 1. Și minus scoatem un minus în factor ca să fie ca să trage jos, egal cu limita. Va fi limita pentru x tind de la 1 din minus pe lângă x minus 1. Așa. Totul supra x pe lângă x minus 1. Și x minus 1 pe x minus 1. Și vine minus 1 pe x. Minus 1 supra x. Și acum locuim pe x cu 1. Da, da. Și egal cu... și f derivat în punctul 1. 1 este minus 1 pe 1 minus 1. Egal cu minus 1. Da? Da. Deci, uitați, am găsit derivata, dar iată, dacă am face pe formulă, hai să vedem și pe formulă. Da. F derivat de x. Derivat de x. Egal cu x plus 1 supra x, totul derivat, da? Da. Ca o fracție. Păi și la fracție... prima derivată. Era prima derivată. Deci x plus 1 totul derivat. X plus 1 derivat. Ori x. Da. Ori. Minus. Minus. Prima nu. Adică, adică x plus 1. Ori a doua derivat. Ori a doua x derivat. Supra numitorul la pătrat. Pătrat, adică x pătrat. Și egal cu limită.
limită de... Nu, nu e limită. Nu. Și că x plus 1 derivat, adică vine x derivat e 1 și 1 derivat e 0, adică 1 ori x e x, da, minus x minus x plus 1, da, ori x derivat e 0. Pardon, x derivat e 1. Și mulțim, vine x plus 1. X plus 1. Minusul schimbă semnul, vine, da, minus x minus 1. X minus x minus 1. Supra x la pătrat, da? Da. Și egal cu? Și egal cu x cu x, minus, așa, și vine minus 1 supra? Minus 1 supra x pătrat. Și acum, f derivat în punctul 1? F derivat în punctul 1 este minus 1 supra 1. 1 la 4, dar e 1. Și da. Da? Deci, este corect să vedem ceasul. Și este și 1 de 6. Mai facem 1 și... Mai facem 1, da? Da. Mai 1 facem? Păi mai sunt 2, să le dăm ăla de citatul. Păi atunci se lasă să carce ora, da? Da. Da. Că văd că... Sunt proșit. Ne apropiem de sfârșit. Deci care ar fi? F de x egal cu radical din x și x0 egal cu 1. Și x0 egal cu 1. Și atunci? Facem cu raportul mai întâi, nu? Sigur. F derivat în 1 este egal cu limită pentru x tinde la 1 din radical din x. Radical din x minus 1. 1 supra x minus 1. Da, și egal cu limită pentru x tinde la 1 din radical din x minus 1 pe lângă radical din x plus 1 supra x minus 1 pe lângă radical din x plus 1 egal cu limită pentru x tinde la 1 din x minus 1 supra x minus 1 pe lângă înlocuim 1 plus 1, 2, da, și egal cu x minus 1 pe x minus 1 se reduc și vine 1 pe 2. Hai să facem și prin formule. Da. Să zicem f derivat de f x. Derivat de x la, la radical. La radical era 1 supra 2, adică indice radicale. Da. Radical. 2 radical din indice 2. Da. Da. Sub înțelegerea, da, 2, da, din x la x puterea x, n minus 1. Așa. Adică 2 minus 1, 1, 1. X la puterea 1. 1 pe 2 radical din x, da? Da. Și atunci f derivat în punctul 1 va fi egal cu 1 supra, în derivat am obiectiv x cu 2. Da, 1 supra 2 radical, 2 radical din 1. 1. Facem o tabelă. Deci răspunsul corect este 1 pe 2. Și să vedem mai departe. Ultima. F de x egal cu 2x plus 1 supra x plus 1. 2x plus 1, totul supra x plus 1. X plus 1, da? Și x0 egal cu 0. X0 egal cu 0. F derivat în punctul 0 egal cu limită pentru x tinde la 0 din 2x plus 1 minus 0. Deci 2, 2x plus 1, 1 supra x plus 1. Așa vine, nu? F de x. Deci f de x este, da? Da, mutat din numitor. Supra x plus 1 minus 1 supra 1. 1 supra 1 minus 1. 1. Totul supra, supra x minus x 0. Minus 0, da. Și egal cu limită pentru x tinde la 0. Din. Din. Aducem același numitor. Sigur că da. Amplificăm cu x plus 1. Da, 2x. 2x plus 1 minus x minus 1, minus 1 supra, supra x plus 1, 1 supra x. X, da. Și egal cu limită. Limită pentru x tinde la 0 din x. Da. Din rămâne x plus x. Sigur.
x supra x plus 1, totul supra x și egal cu limita pentru x tinde la 0 din x pe x plus 1. X ori supra x plus 1, ori da. 1 supra x. Ori invers, 1 supra x. Și egal cu x pe x, cu x, x pătrat. A, da, da. 1 supra x plus 1. Limite pentru x. Limite pentru x tinde la 0 din 1 supra x plus 1. Și egal cu 1 supra 1. 1. Deci limita este 1. Da. Iar dacă vrei să te convingi, faci prin formulă, facem prin formulă și iată ce vine ea. F derivată de x egal cu, este fracție. Aha, ia derivat de tu. Așa, din 2x plus 1 supra x plus 1, x plus 1 și egal cu prima derivată, adică 2x plus 1 derivat, ori x plus 1 minus prima de, adică rămâne așa 2x plus 1, ori x plus 1, totul derivat. Deci care e la funcție? F de x egal? F de x egal cu 2x plus 1 supra x plus 1. E fracție și vine prima derivată, adică 2x plus 1 derivat, ori x plus 1. Da. Minus 2x plus 1, minus 2x plus 1 derivat, așa, ori x plus 1 derivat, supra x plus 1 pătrat, x plus 1 la pătrat, și egal cu prima derivată vine 2, pe lângă x plus 1, pe lângă x plus 1, așa, minus 2x plus 1, ori x derivată e 1 și 1 derivată e 0 plus 1, ori 1. Ori 1. Supra x plus 1 la pătrat. Și egal cu? Și egal cu 2x plus 2 minus 2x plus 1. Așa. Supra. Deci egal cu 2x plus 2, minus 2x, plus 1. Minus 1, că minus din față schimbă semnul, atenție, mor prea calcul. Da. Deci minus 2x, minus 1. Se sancționează chestia asta. Da. Multe grijă. Și 2x. Totul supra x plus 1 la pătrat și egal cu 2x cu 2x. Și așa, 2 cu rămâne 1 supra x plus 1 la pătrat. Cu asta am aflat derivata și acum f derivat în punctul care era 0. F derivat în punctul 0, locuim x cu 0. 1 supra 0 și cu 1. 0 și cu 1. 1 la pătrat de 1, 1. Și egal cu 1. Și tot e luat. Ești, da? Deci, ce am făcut în seara asta? Ți-am arătat că limita raportului și cu derivarea prin formule și înlocuind în derivate pe x cu valoarea respectivă, este același lucru. Da, și dar de ce? De ce s-au făcut formulele? Pentru că aici tu faci limita într-un anumit punct cu raportul. Însă, făcând derivata prin formule și înlocuind pe x acolo, în orice alt punct. Dacă tu vrei să ai un alt punct, trebuie să iarăși faci limita raportului. De aceea trebuie știute limitele la formulele la derivate. Da. Deci le înveți. Nu că e un mofta cuiva, ci pentru că nu vrei să faci limita raportului de fiecare dată. Da, și sunt lucrurile grele. Și sunt limite destul de dificile. Astea sunt funcții elementare. Dar dacă îți dă o funcție compusă, lucrurile se complică enorm de mult. Alo. Bună seara. O secundă, eu sunt într-o lecție de matematică acum, revin pentru peste vreo 10 minute. Sunt? Da, bine, bine, la revedere. Da, să vedem sinteza orei.
am făcut aici? Limite de funcții, nu? Da. Limite de funcții. Și, pe urmă, derivate. Derivate în raportul. Da, 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 da. Deci, derivata, derivata într-un punct, da. folosind raportul, folosind limita pentru x tind de la x0 din f de x minus f de x0 supra x minus x0. Seamă un raport incrementar. Așa se zice. Derivata într-un punct folosind așa. Și doi... Da? Am derivat folosind formulele. Și în rezultat, în derivata găsită, am locuit x cu x0, da? Da. Și în f derivat de x, am înlocuit pe x cu x0. Am obținut acest rezultat, dar știi de ce? Fiindcă funcția e continuă. Dacă n-ar fi continuă, lucrurile ar fi complicate. Dar noi obținem întotdeauna același rezultat. Deci de aceea ne permite să derivăm și în derivată să înlocuim pe x cu x0. Deci, repet, se obține același lucru pentru că f continuă în x0. Deci din cauza asta se obține același rezultat, că e continuă. Altfel, trebuie făcut cu limita raportului când e discontinuă. N-ai altă soluție. Și la dat, dragi domnul, ne întoarcem, ne oprim aici și spunem seară bună! O seară bună! Seară bună! Pe mâine seară! Mâine seară, cred că dacă tot ai așa ieșiții, o să vedem tema și că vreau să-ți arăt ceva. Eu vreau să îți povestesc ție, ce facem derivata asta? Ce mai veni și cu derivata asta? Ceva am spus eu la început când vorbim. Da? Facem și grafici. Păi, așa, are o mare, mare importanță în studiul funcției. Deci, până la urmă, nimic nu se face aiurea, ci totul este foarte bine făcut și etapă de etapă, încât să ne permită, în final, să studiem o funcție. Să constatăm, să vedem ce se întâmplă cu Y aceea. Și chiar să vizualizăm, adică să facem graficul funcției. Da? Graficul ce înseamnă? Mulțimea perichilor și Y, care satisfac relația aceea. Y egal cu expresia aceea. Și găsești toate periclele. Toate periclele puse unul lângă alta constituie unul lângă altul. Toate punctele acestea puse unul lângă altul înseamnă graficul funcției. Asta va fi, ăsta e obiectivul final. Aici o să întâmplă asimptotele, toate probleme care am făcut mai înainte. Asimptote verticale, oblice, orizontale, da? Nu s-au făcut degeaba. Ci ele sunt făcute ca parte pregătitoare pentru ceea ce urmează. Bun. Deci sper să găsesc timp în seară să facem asta. La revedere!